Violența în mediul școlar este un punct sensibil în municipiul Câmpul Lung. Tocmai din acest motiv s-a acordat o atenție sporită reprezentanților din Consiliul Local, ce vor face parte din Comisia de Specialitate pentru Prevenirea și Combaterea Violenței în mediul școlar. Punctul a fost intens dezbătut de aleșii locali pentru ca în final să se aprobe ca reprezentanții din Consiliul Local, care făceau parte din comisiile de administrație ale unităților de învățământ, să alcătuiască cele două comisii de specialitate. Deci, Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității are următoarele atribuții. Elaborează și coordonează aplicarea procedurilor și activităților de evaluare, asigurarea calității aprobate de producerea unității școlare conform domeniilor și criteriilor prevăzute de legislația în vigoare. Elaborează anual un raport de evaluare internă privind calitatea educației, elaborează propuneri de îmbunătățire a calității educației și cooperează cu Agenția Română Specializată pentru Asigurarea Calității. Propunerea care a fost formulată de către noi a fost în sensul că domniile voastre care sunteți desemnați în consiliile de administrație la școlile respective să faceți parte și din aceste comisii, din cele două comisii. Adică n-ar mai avea sens să vină alt consilier, alt domn consilier în altă parte să facă parte din comisia respectivă. Deci domniile voastre să faceți parte din comisiile respective. Deci sunt două comisii, după cum v-am spus. E această comisie de evaluare și asigurare a calității și una pentru prevenirea și combaterea violenței în mediul școlar. Care este stadiul proiectului de monitorizare a școlilor video, monitorizarea cel aprobat acum 2 ani? Pentru că din discuțiile anterioare, de ședințele anterioare, era vorba că cu școlile se va începe. Nu. Unele școli au sisteme video, unele nu au. Asta da, sistemul video pe oraș, la care s-a spus documentația la licitație, nu include școli. Acolo sunt totuși lucruri foarte multe. Multele de obiecte pe teritoriul municipiului și între ele în oraș. Deci, sistemele pe școli sunt sisteme separate. Și anumite școli deja le au, anumite școli urmează să le introducă. Majoritatea școlilor în momentul de față și-au introdus, sau le-am introdus, sistemele.